Dacă cineva te-ar întreba de ce este important să ai libertatea de a alege, ce i-ai spune? Iată ce cred copiii. E bine să poți alege în viață, că doar așa îți dai seama ce este bine și ce este rău, doar făcând alegeri. Iată ce ne spune preotul. Omul care își ia în serios libertatea lăsată de Dumnezeu, acesta se va afla mereu pe calea binelui. Libertatea este glasul lui Dumnezeu din om. Existența omului pe pământ nu este o întâmplare, cum de altfel nici viața nu trebuie trăită oricum. Felul în care omul își trăiește viața ține în mare parte de propriile alegeri. Alegerea înseamnă de fapt libertate, un dar imens făcut de Dumnezeu omului. Ne-a înzestrat cu voință liberă pentru a putea face propriile alegeri. Ce faci atunci când nu știi ce să alegi? Mergi să discuți cu părinții, familia, nașii, profesorii și cu oamenii în care ai încredere. Dacă ai un preot duhovnic care te cunoaște, acesta se poate ruga pentru tine ca să iei cea mai bună alegere și să faci binele. De ce ne-a dat Dumnezeu libertatea de a alege? Dumnezeu, în necuprinsa Lui înțelepciune, ne-a dat libertatea de a alege, de a urma binele sau răul. În același timp însă, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Asta înseamnă că avem tipărit în ființa noastră, până în adânci străfunduri, binele, căci El este bunătatea supremă, adică firescul omului este de a urma calea binelui. Vedeți, voi dragi copii, a face binele nu este întotdeauna ușor. În calea oamenilor care aleg binele pot sta și piedici, însă să aveți mereu în minte cuvintele Mântuitorului, care ne-a spus: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu Hristos alături, niciodată nu este greu. În încheiere, dragi copii, vă pun la suflet o strofă dintr-o poezie a unui poet creștin, Traian Dorz. Fiul meu, fii bun la suflet, cu oricine și oricând, bunătatea te înalță peste oamenii de rând și ți-aduce drept răsplată bucurii ce nu apun, nu-i comoară în lumea întreagă mai de preț ca omul bun.